Colecția medicului Iosif Dona a fost considerată una dintre cele mai reprezentative colecții ale perioadei interbelice. Iosif Dona a fost un medic balneolog cunoscut în viața bucureșteană pentru interesul său în ceea ce privește activitatea artistică, viața artiștilor și constituirea unei colecții de artă care să cuprindă fenomenul artistic românesc în toată amploarea sa. Gheorghe Petrașcu, colorist prin excelență și stăpân al contrastelor cromatice, are o pondere foarte mare în colecția doctorului Dona. Deși în casa colecționarului lucrările erau frecvent mutate în căutarea unor locuri propice, pentru creația lui Petrașcu, colecționarul prefera spațiile iluminate artificial. Lucrările lui Petrașcu sunt o achiziție constantă a colecționarului, începând din 1915, când cumpără de la expoziția artistului peste 15 picturi. Un alt subiect frecvent prezent în colecția Dona este natura statică. Naturile statice ale lui Gheorghe Petrașcu, care prezintă diferite aranjamente de cărți, vase, fructe sau flori și draperii, în contraste puternice, considerate uneori chiar violente, îl atrag pe colecționar datorită cromaticii exuberante. Pe lângă cele 25 de picturi ale lui Gheorghe Petrașcu, în colecția Dona se găsesc lucrări de artă aparținând maestrilor interbelici, precum Nicolae Tonița, Teodor Paladi, Francisc Șirato sau Jean Steriadi. Alături de Petrașcu, Tonița și Paladi au fost artiștii preferați ai colecționarului, fiind nelipsit din expozițiile acestora, de la vernisaje și evenimente, și considerându-i un sumum cel mai înalt prag al artei românești. Nicolae Tonița era unul dintre răsfățații casei Dona. Deși a oscilat între București și Iași ca artist, dar mai ales ca profesor, în perioada sa bucureșteană a fost apropiat al lui Dona. Așa intră în colecție, în 1924, Fetița pădurarului, o variantă a lucrării binecunoscute aflate în prezent în Galeria de Artă Românească Modernă. Aici, fetița este îmbrăcată în alb, pictura propunând o armonie cromatică deosebită și o subtilitate mai mare a culorilor. Un alt portret de copil, de data aceasta a lui Francis Șirato, este realizat în anii 1930-40, în perioada în care artistul renunță la contururi în favoarea experimentului cromatic, în care planurile se definesc doar prin pete de culoare. Supremația culorii este contestată de Teodor Paladi, care preferă griurile colorate și acordă atenție sporită construcției formale. Compoziția din linii drepte, sculpturale, este un reper al artei paladiene. Culoarea este aplicată aproape transparent și se pot observa chiar urmele desenului pregătitor. Perioada interbelică este cea mai bogată din punct de vedere al constituirii colecției, pe care ulterior Zambaccean o va numi o arhivă de consultat pentru stadiul epocii dintre cele două războaie mondiale. Colecționarul Dona este faimos și pentru selecția de lucrări aparținând maestrilor antebelici. Ștefan Luchian, Nicolae Grigorescu sau Ion Andreescu au loc de frunte în colecția sa, pentru fiecare în parte colecționarul achiziționând capodopere. Între cele 24 de picturi semnate de Nicolae Grigorescu din colecția Dona, selecție considerată reprezentativă pentru opera maestrului. Lotul inițial era de 13 tablouri de Grigorescu, dar în donația făcută statului se păstrează mult mai puține, dintre care menționăm Marna pe toamnă și Boi în apus de soare. În Marna pe toamnă observăm tranziția de la studiul academic la pensulația de factură post-impresionistă. Grigorescu mereu a considerat că dacă Ion Andreescu ar fi trăit mai mult, el ar fi fost maestrul picturii românești.
Singurul portret al lui Iosif Dona este cel realizat de Alexandru Ciucurencu și achiziționat pe 30 noiembrie 1946. Ciucurencu, generație ulterioară trioului Tonița-Paladi-Petrașcu, este coloristul prin excelență. Lucrările sunt constituite din pete aproape abstracte, juxtapuse. Este ultimul artist pe care Dona îl colecționează cu o pasiune deosebită. Considerată pe drept cea mai bună colecție de artă a Bucureștiului și locul în care opera maestrilor artei românești putea fi cu adevărat cunoscută și înțeleasă, colecția doctorului Iosif Dona își păstrează, după zeci de ani, importanța în cadrul fenomenului artistic autohton.